Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Schimbările în viața ta sunt inevitabile și vor depinde doar de tine. Iar luna mai este dată peștilor pentru a lua în considerare cu atenție schimbările globale ale destinului lor. Cu energiile înălțătoare și binevoitoare ale taurului și racului, Conexiunile tale și recapăte din nou sensul și sinceritatea originală. Persoanele de care te-ai rupt se pot întoarce la tine. Selectează cu atenție oamenii pentru relații, astfel încât să fie de încredere. Începând cu 17 mai, mutarea lui Jupiter în taur aduce consecvență propozițiilor care ți-au determinat contactele de câteva săptămâni. Jupiter te sfătuiește să studiezi aceste sugestii cu mai multă atenție. Dacă nu te deranjează, îți recomandă insistent să le iei în calcul. Planeta ta norocoasă și simbolul progresului tău te invită să-ți îmbunătățești viața făcând o mai confortabilă și mai sigură. Singurul nor de pe acest orizont este șederea trecătoare a lui Venus și a soarelui în gemeni. Fii hotărâtă și vei putea elimina această problemă în mod irrevocabil. Dragoste, până pe 7 mai, Venus în gemeni face ravagii. Din fericire, energiile Taurului și Racului te inspiră să alegi pacea și securitatea. Din 22 mai, această decizie este pusă sub semnul întrebării de soarele în gemeni. Pentru a evita acest lucru, nu mai asculta discursuri dulci, înșelătoare. Sfat, viața ta se îmbunătățește pe zi ce trece, dar spiritele rele lucrează din greu o atitudine rece și rezervată te va ajuta să-i înstrăinezi de domeniul tău de activitate. În cea mai mare parte a lunii mai, peștii vor fi veseli și energici. Cu toate acestea, acesta nu este un motiv pentru a renunța la sănătate, în special pentru persoanele care sunt slăbite și în vârstă. Evită supra solicitarea atât mentală, cât și fizică. îmbracă pentru vreme și, de asemenea, Ferește-te de curent și nu exagera cu băuturile răcoritoare. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran 1, 6, 10, 14, 18, 24, 29. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!